Pe data de 30 octombrie 2020 se împlinește un an de la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș. Suntem bucuroși să ne găsim într-un edificiu ca acesta. Am deosebită onoare și plăcere să declar oficial deschiderea activității Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu Călăraș în noul său sediu. S-a impus imperativ pentru a răspunde nevoilor culturale educative ale comunității călărășene, prezente și viitoare. Construcția noului sediu al bibliotecii a început conceptual în anul 2012, prin grija și implicarea Consiliului Județean Călăraș și s-a finalizat plenar în luna august anul curent. Costurile totale ridicându-se la aproximativ 3 milioane de euro, sumă suportată din bugetul Consiliului Județean. Dragi călăreșeni, se spune că atunci când este deschisă o bibliotecă, se închide o pușcărie. Și invers. De fiecare dată când în România avem șansa unor spații culturale, avem senzația că țara asta mai are șansă. România față de țările din jur, a avut șansa ca după 90 să aibă câteva spații de bibliotecă noi. Și întâmplător Brăila a fost citat aici pentru că este ultima care a fost inaugurată în România. Și de atunci n-a mai avut niciuna. Ce e interesant, toate sunt în această parte de sud, după ce tot aici au fost construite la Vâlcea și la Argeș. E adevărat, și Ardealul a avut la Cluj, bibliotecă foarte frumoasă și la Onești. Încă mai sunt și altele, dar în general centrale universitare. Ori, în general, noi nu avem șansa acestor spații culturale. Ele sunt date așa, din când în când și cu țărida. Ori, ce mă miră și mă bucură foarte mult că un județ care nu este în topul bogăției în România, își permite totuși să facă o astfel de bibliotecă. Iar investiția aceasta în cultură este cea mai importantă. O astfel de construcție nouă, cu spații noi, mobilier nou, este un cadru care conduce la dezvoltarea unor noi servicii, aduce în fața angajaților bibliotecii, bibliotecarilor, o nouă formă de a se exprima, astfel încât comunitatea să vină cu plăcere în spațiul în care ei desfășoară activitatea. De aceea, această, cea de-a șaptea bibliotecă după 1989 construită în România, deci după 1989 sunt șapte, în perioada 1945-1989 au fost construite numai două sedii de bibliotecă. La Piatra Neamț și la Dulcea. Credem că este, în primul rând, o victorie a administrației și a noii ordini sociale după 1989. Trebuie admirată această atitudine a administrației locale de acum, care, chiar dacă sunt niște neînțelegeri, au găsit până la urmă această formulă și ne-au dat în folosință acest spațiu ideal pe care unii dintre noi, bibliotecarii, l-am mai apucat, printre care și eu și mai sunt vreo 4 colegi de la Biblioteca Județeană, tot pensionare, care sunt aici de față, iar din păcate alții nu mai sunt printre noi. N-au apucat să vadă această bijuterie adaptată ideal pentru nevoile de informare, de lectură și documentare ale publicului călărășean. Cred că noi călărășenii toți merităm acest gest partea autorităților și merităm să avem niște condiții civilizate în care să lucrăm și să consultăm colecții sau să aflăm informații oferite fie pe suport de hârtie, fie pe suport tehnic sofisticat, cum este la ora actuală. Pentru a marca acest eveniment, reprezentanții instituției vor organiza mai multe activități, printre care premierea cititorilor, colaboratorilor și câștigătorilor concursului de proză Alexandru Dobescu. Ce evenimente aveți în momentul de față în derulare la Biblioteca Județeană? Desfășurăm activitățile uzuale,
cluburile noastre de învățare limbilor străine, susținute de voluntari, să învățăm coreană, clubul pentru junior de învățare a limbii engleze, cluburile de lectură, România citește, susțin cititul. De asemenea, în fiecare sâmbătă avem playset, cursuri de actorie și videografie, coordonate de Rosana Achim. Mâine, 21.10.2020, avem o întrunire online cu bibliotecile din Călăraș și Ilfov, Biblioteca în pandemie. Pe 29.10, cartea tradițională versus audiobook, avem o dezbatere de Ziua Mondială a Cărții, care este sărbătorită odată cu Ziua Mondială a Internetului. Tot pe 29 avem o comemorare a Reginei Maria, numele care îl poartă Sala Copiilor. Se vor împlini 145 de ani de la nașterea Reginei Maria și la bibliotecă, la secția pentru copii a Bibliotecii Județene, care îi poartă numele Reginei Maria, vom avea un film documentar și o expoziție de carte. La finele lunii, în data de 30 octombrie 2020, încununăm activitățile derulate de Biblioteca Județeană cu Ziua Bibliotecii. Se împlinește un an de când biblioteca s-a mutat în noua clădire. Cu această ocazie, biblioteca organizează festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului național de proză, Alexandru Odobescu, și să-i menționez pe aceștia Florentina Loredana Dalian cu lucrarea Hanul dintre vii, premiul întâi, Liliana Toma, Podul cu oglinzi, premiul al doilea, și Andrei Gabriel Cârlan, Protectorii coroanei, premiul al treilea. De asemenea, tot cu această ocazie, premiem și cititorii, cei mai pasionați, cei mai fideli bibliotecii și colaboratorii noștri. Organizăm de asemenea o expoziție de artă cu materiale neconvenționale a artistului local Ilie Șerb. Și de asemenea vom avea o vizionare a unui film omagial de prezentarea noului sediu și a activităților derulate de la mutarea în acest sediu. Vă așteptăm în fiecare zi pentru un împrumut de carte, documentare și să participați la activitățile derulate de noi.